Frumoasă, nu știi, voi nu știți, știu numai cei trei care au fost. Am avut două mari evenimente, am participat la licitația de binefacere și din ceea ce au pregătit copiii, ce ați văzut dumneavoastră acolo, încondeiate sculpturi în lemn, ceramică, ce am dăruit noi pentru această licitație, s-au adunat 10.000 de grivne care au mers la Spitalul Copiilor Bolnavi de Onco. Și acest lucru mă bucură enorm de mult. Aveți, dragi copii, un diplomă acolo și o mențiune din partea primarului orașului și mai avem încă 3 laureați. Deci palmaresul școlii a început cu 3, cu 2 locuri din 3 și o mențiune. Ieri, la Festivalul Național de Folclor, cu participare internațională, Drag mi cânticul și jocul, locul 1 i-a revenit grupa mică lui Sabrina Palamariu. Întâi a revenit la grupul, la categoria de vârstă medie, Serafimei Tululuc. La categoria de vârstă superioară, Natalia Simeonica. Și asta este, de fapt, rezultatul muncii noastre. Dacă părinții sunt gata, invitați aici. Haideți, vă rog. Nu, mai tu nu. Aliază mai făcut, doar să se înțește.